Hai să se vară câteva programe în LabVIEW de procesare a semnalelor și haideți să facem mai întâi o demonstrație pentru rejecția de zgomot în cazul unui semnal care se propagă printr-un canal cu perturbații folosind tehnici de corelație. Pentru asta vom considera două surse de semnal, una semnal util, să zicem un semnal periodic, pentru că dorim să detectăm, așa cum am arătat la curs, periodicitățile ascunse în zgomot ale unui semnal util. Și un al doilea, o a doua sursă de semnal, un generator de zgomot. Deci vedeți cele două panouri din LabVIEW. Pe unul dintre ele să introducem un generator de semnal, un generator de funcții de fapt. De aici vom selecta ce fel de semnal vom avea, să zicem sinusoidă sau dreptunghi sau și așa mai departe. Haideți să facem și o rată de eșantionare, pentru că deși noi lucrăm acum cu semnale analogice, pe calculator totul se face digital și trebuie să avem o anumită rată de eșantionare, o anumită frecvență de eșantionare, să zicem mult mai mare decât semnalele cu care vom lucra, să zicem 100 de kHz. Și ca să avem precizie, să luăm 10.000 de componente. Bun. Acum să putem regla frecvența și amplitudinea semnalelor. Vom pune două potențiometre. Primul, să zicem că reglează frecvența, să o luăm până la 1000 Hz, să zicem din 100 în 100 Hz, mai țineți minte de la properties, de la data entry, să debifăm asta și să punem incrementul, să zicem 100 Hz cu constrângere la cel mai apropiat multiplu de 100 și în acest moment frecvența observată se modifică din 100 în 100 de Hz. Amplitudinea nu e cazul să o mai reglăm. Deci, haideți să plasăm cele două potențiometre, acesta pe frecvență, aici, iar acesta pe amplitudine. Așa. Și să vizualizăm semnalele folosind un waveform chart. Să zicem așa, hai să-l fac puțin mai mare ca să se vadă suficient de bine. Și acum să luăm un al doilea generator de semnal care va fi zgomotul. Deci tot de la Signal Processing, Waveform Generation, luăm acest instrument, tonuri și zgomot. La fel, să-i stabilim frecvența de eșantionare, identică cu cea de mai sus, și să dăm un zgomot, de exemplu, cu o amplitudine reglabilă, tot așa printr-un potențiometru. Deci acest potențiometru va regla amplitudinea de zgomot aici, deci pe intrarea noise. Acum cele două le vom amesteca, le vom aduna de la numeric add, în felul acesta. Deci semnalul signal out util intră pe o parte, zgomotul pe de altă parte și rezultatul îl vom afișa. Să scoatem autoscalările, iar pe axa orizontală să facem display-ul în timp relativ cu secunde 2 digiți ca să vedem sute de herți, în felul acesta. Ia să vedem, X-Scale nu este autoscalat, nu.
Ok. Și acum să închidem totul într-o buclă while ca să se facă repetitiv. Deci structură while loop. Fac mai mare ca să mai îmi încapă diversele chestii, dacă va fi nevoie. Și haide să vedem cum funcționează. Iată, deci avem complexul semnal zgomot. Haide să mă asigur că suntem pe scala de 0,01 Hz. Așa. Și iată cum arată semnalul. Deocamdată zgomotul observat este la 0, nu avem componentă de zgomot. Este un semnal sinusoidal. Acum putem să-i dăm și o componentă de zgomot și observați ce se întâmplă. Iată cum arată semnalul plus zgomot. În acest moment semnalul aproape că nu se mai observă, deși el există. Uite, când fac zgomotul 0, semnalul există. Cam asta ar fi, semnalul recepționat la ieșirea dintr-un canal puternic perturbat. Și haideți să vedem cum putem să detectăm periodicitățile ascunse folosind procedee de corelație. Pentru aceasta o să mai introduc un astfel de display. Acesta. Și la ieșirea canalului să introduc un corelator. Deci un dispozitiv care încalculează acea integrală de corelație. Asta se face tot de la Signal Processing, Signal Operation. Vedeți aici convoluție de convoluție, autocorelație sau intercorelație sau să introducem acest corelator. Semnalul se introduce pe intrare. De fapt, sunt două intrări aici, că un corelator face produsul, dar intern se face asta. Putem să facem o normalizare, adică să împărțim cu acel 1 PT în față. Știți că am făcut media temporală ca fiind 1 PT integrală din x de t ori x de t plus tau de t de la minus t pe 2 la t pe 2 și făceam limita când t mare tinde la infinit. Sau putem să nu-l punem pe 1 PT, se folosesc ambele variante. Prima cu 1 PT în față înseamnă putere, iar a doua fără 1 PT înseamnă energie. Deci aici să punem un control ca să putem să alegem o variantă sau cealaltă. Deocamdată nu avem nicio normalizare. Și ieșirea RXX, observați, funcția de autocorelație a semnalului, să o introducem în acest al doilea indicator. Aici, haide să facem autoscalare, pentru că nu știu precis cum o să fie. Iar pe Y, hai să facem și aici autoscalare, deocamdată. Și haide să vedem ce rezultă. Iată, deci, care ar fi rezultatul fără normalizare și cu normalizare. Ia să observăm, am oprit momentan. Deci acesta de sus înseamnă semnalul recepționat, iar jos avem semnalul rezultat la ieșirea corelatorului. Bine, aici timpii de întârziere, observați, sunt mai mici în partea dreaptă și din ce în ce mai mari pe măsură ce diferența de timp este mai mare. Și cu cât tau crește, cu atât observați zgomotul acesta, care este prezent la timpi mici, zgomotul se micșorează și se pot observa clar periodicitățile semnalului când el este sinusoidal. Sigur că am văzut că acolo nu aveam chiar componentele spectrale ale semnalului inițial la ieșirea corelatorului, ci erau niște componente aproximativ de genul pătratelor, componentelor inițiale,
Aici, întâmplător, pentru că suntem cu sinusoide, pătratul unui sinusoide dă tot o sinusoidă plus o componentă continuă. Nu? Cos pătrat de alfa, în sfârșit. Sau sin pătrat de alfa. Dădea frecvență dublă. Bun. Haideți să vedem pentru alte tipuri de semnale. Iată, pentru dinte de fierăstrău, de exemplu. Dintele de fierăstrău are de asemenea o anumită periodicitate, însă observați, nu se mai vede ca dinte de fierăstrău pentru că este x pătrat. Deci mai degrabă ca o parabolă s-ar vede, ia să mărim puțin. Vedeți aici semnalul necat în zgomot care seamănă cât de cât cu dinte de fierăstrău. Aici este vorba de parabolă, x pătrat. Da? Dacă aici era x sau x egal cu t, ca ori t, nu? Semnal cu variație liniară în rampă, aici este ca ori t pătrat. Vedeți? Ca niște parabole. Bun. Și luând o valoare oarecare, deci făcând o poză, să zicem, un snapshot, observați că periodicitățile se pot observa, cu toate că în semnalul inițial ele nu mai apar. Haideți să luăm și alte tipuri de semnale. Un dreptunghi. La dreptunghi avem T, pentru că este integrala unei constante care ne dă un T. Integrala din 1 ori de T ne dă T. Și ia să-l oprim. Iată că, într-adevăr, apar ca niște triunghiuri, da? Integrala dreptunghiului. Pe când aici nu prea se observă. Oricum, caracterul periodic se vede clar, iar din forma respectivă, prin derivare, putem să obținem semnalul inițial, pentru că, observați, aici avem derivata pozitivă, deci înseamnă ceva, o constantă pozitivă când derivez, aici derivata negativă, o constantă negativă, adică dreptunghi. În principiu, putem să facem o filtrare și folosind un filtru. Dar filtrul respectiv ar trebui să fie un filtru Wiener, așa cum am văzut, cu o anumită funcție de transfer rezultată din ecuația Wiener-Hof, prin rezolvarea acelei ecuații integrale, rezultă o anumită funcție de transfer ideală care face o rejecție perfectă a zgomotului. Dar, așa cum am văzut în teorie, ecuația integrală are ca nucleu chiar funcția de autocorelație a semnalului, deci ar trebui ca funcția de transfer a filtrului să fie dependentă de acea funcție de autocorelație, ceea ce necesită, cum spuneam, rezolvarea integralei. Dar chiar și cu un filtru simplu putem să vedem oarecare îmbunătățiri ale raportului semnal-zgomot, cu toate că filtrul nu este cel ideal. Haideți să luăm ca exemplu un filtru trece jos. Să intercalăm un astfel de filtru și să vedem ce se întâmplă. Să comparăm eventual cele două, varianta filtrată și cea nefiltrată, să vedem ce am putea obține. Deci aici, să zicem, vom avea varianta cu filtru. Ia să fac eu un pic de loc. Hai să zicem, nu. Sunt la limită cu locul. Ok, hai că le-am înghesuit pe toate trei. Deci avem încă un ecran. Și vom încerca să facem o filtrare a acestuia, tot de la Signal Processing, de la Waveform Condition, avem acest modul de filtrare, filtru. Haideți să-l intercalăm și o să luăm de tip trece jos, putem să luăm trece sus, trece bandă, oprește bandă sau filtru de netezire, de interpolare, o să vedem la teorema eșantionării imediat. Îl luăm de ordinul 3, de tip Butterworth, mă rog,
problema filtrelor nu e acoperită de acest curs, este o problemă de electronică mai mult, iar frecvența de tăiere, haide să o facem reglabilă. Deci să mai punem un control undeva. Să zicem, o luăm până la 10.000 Hz frecvența de tăiere și să reglăm aici. Observați, are o intrare pe care putem să reglăm această frecvență inferioară de tăiere. Aici să introducem semnalul nostru de la ieșirea canalului perturbat, da? Iar semnalul filtrat să-l introducem aici. Ei. Așa. Aici, haide să punem scala. Ei, a rămas cu timp absolut. Să punem timp relativ. Așa se întâmplă când nu e nimic conectat la intrarea unui waveform, el se resetează la valorile implicite. Ok, acum deci, de la 0 până la 0,01. Filtrul să-l punem undeva mai sus, hai să zicem așa, și să vedem ce rezultă. Nu, a rămas autoscalarea pe X, să-i o scoatem și să facem din nou 0,01. Iată semnalul filtrat, semnalul dreptunghiular, îl vedeți aici jos, hai să punem o pauză. Deci, din semnalul acesta înnecat în zgomot, care conține dreptunghiuri, corelatorul îmi dă ceva de genul ăsta, care este integrala unui semnal dreptunghiular, nu? Triunghiul este integrala dreptunghiului. Iată, deci, din semnalul înnecat în zgomot acesta, corelatorul îmi dă integrala semnalului. Integrala dreptunghiului este triunghiul. Iar semnalul filtrat, vedeți că a înlăturat mare parte din zgomot și parcă seamănă oarecum a dreptunghi. Acum, de la caz la caz, e mai bine prin corelație sau prin filtrarea aceasta. Ar fi optimal dacă filtrul nostru n-ar fi un simplu filtru trece jos, ci ar fi cu o anumită funcție de transfer mult mai sofisticată, dată de ecuația Wiener-Hof. Bun, dar putem să micșorăm cumva nivelul de zgomot dacă modificăm această frecvență de tăiere a filtrului trece jos. Iată, o modific acum, o scad și la un moment dat, iată pe aici, seamănă ceva mai mult cu un dreptunghi, dar suntem la o frecvență foarte mică de tăiere, care, bineînțeles că îmi taie multe din armonicile dreptunghiului, astfel încât rămân numai primele armonici și el începe să semene cu o sinusoidă. O sinusoidă ar avea numai o singură armonică. Ia să mai facem niște experimente, să modificăm frecvența semnalului. Observați, când am crescut frecvența dreptunghiurilor, filtrul meu, care este acum pe la 200-300 Hz, nu-mi dau seama așa, nu, e la 1000 Hz, dar aici am frecvența tot de 1000 Hz, deci el taie și armonica a doua și a treia și așa mai departe, rămâne mai prima, adică începe să semene cu o sinusoidă, în timp ce corelatorul îmi dă corect aici în continuare. Deci, cu filtrarea putem să facem câte ceva, cu filtrul trece jos, să mai rezectăm din zgomot, dar pierdem și din armonici și din forma corectă a semnalului. În fine, deci teoretic, dacă aici am avea un filtru Wiener absolut optimal cu funcția de transfer rezultată din rezolvarea ecuației Wiener-Hof, atunci am avea o filtrare mult mai bună a zgomotului. Bun, dacă aveți întrebări până aici,
Cam acestea sunt problemele legate de filtrarea de zgomot. Și acum să vă fac o demonstrație referitoare la eșantionarea semnalelor, teorema eșantionării, și să încercăm să vedem mai întâi spectrul semnalului eșantionat. Teoria ne spunea că dacă avem un semnal de bandă limitată pe care îl eșantionăm, o vom obține în spectrul semnalului eșantionat o succesiune infinită de spectre identice cu cele ale semnalului inițial, cel al semnalului inițial, dar decalate pe axa frecvențelor cu frecvența de eșantionare. Bun, teoria spune multe, haideți să vedem practic, nu? Deci să încerc eu să modific schema asta cu cât mai puține pierderi, în așa fel încât să facem o eșantionare. Da, pentru eșantionare ăsta nu mai trebuie, nici corelatorul nu mai trebuie. Filtrul s-ar putea să-mi trebuiască pentru reconstrucție. Aici vom folosi nu un generator de zgomot, ci un generator de semnal dreptunghiular square. Aici ce avem? Amplitudinea. Și haide să mai punem potențiometru și pentru frecvență. Haideți să facem frecvența de eșantionare mult mai mare decât frecvența semnalului eșantionat, pentru ca să putem să vedem mai multe spectre. Tot așa să variem din 1000 în 1000 de Hz, să zicem, frecvența de eșantionare. În felul acesta. Ok. Da. Și deci slide 5 este acesta. Va stabili frecvența de eșantionare aici. Slide 3 va stabili frecvența, amplitudinea. Da, de fapt nici n-am nevoie de asta, pentru că am nevoie de un semnal dreptunghiular între 0 și 1 volt. Deci amplitudinea va fi vârf la vârf, create o constantă, 0,5 va fi amplitudinea, nu vârf la vârf, amplitudinea, dar trebuie să aibă și un offset tot de 0,5. Deci acum el va varia între 0,5 plus 0,5, adică 1, și 0,5 și minus 0,5, adică 0. Adică va fi un semnal dreptunghiular între 0 și 1 volt, cel care va face eșantionarea și cu o frecvență variabilă de aici. Ce înseamnă eșantionarea? Am văzut că însemna multiplicarea. Deci de la numeric luăm multiply și vom face multiplicarea între semnalul nostru x de t și semnalul de eșantionare, acesta p de t, cum îl numisem noi. Și hai să vedem mai întâi cum arată semnalul eșantionat. Deci acum probabil că și-a pierdut caracteristicile, acest waveform chart s-a resetat în mod sigur. Ba nu, uite că nu s-a resetat. Iată cum arată semnalul eșantionat de tip dreptunghiular. Hai să luăm o sinusoidă, așa, ca să vedem mai clar. Și iată, acesta este semnalul eșantionat. Vedeți că avem o eșantionare, adică luăm numai valorile la intervale TE, TE fiind perioada de eșantionare.
Acum avem o eșantionare cu un semnal având factor de umplere 1 pe 2. Ia să modific eu și factorul de umplere acesta. Deci duty cycle aici, create control. Este aici. Stai să-l duc mai jos ca să se vadă al cui este, al acestui semnal de eșantionare. Și deci la 50% observați, 50% am semnal, 50% este 0. Haideți să îl modific. 40%, 30%, 20%, 10%. Hai să-l las 10%. Să-l fac un pic mai mare și mai vizibil. Iată, deci cum arată semnalul eșantionat. Deci, practic, se iau numai anumite valori la intervale echidistante și ăsta este semnalul eșantionat pentru sinusoidă. Pentru alte tipuri de semnale, iată, de exemplu, pentru dinte de fierăstrău, pentru dreptunghi, semnalul eșantionat, triunghi și așa mai departe. Bun. Și acum, haideți să vedem spectrul semnalului eșantionat. Cum ar arăta? Păi, o să înlocuiesc acest waveform chart cu un waveform graph. Deci, să vedem spectrul. Ok. Să zicem până la cât să mergem? 20.000 de herți. Ăsta să-l pun undeva la 500, de exemplu. Iar ăsta la 5.000. Bun. Spectrul îl putem vedea așa cum am mai făcut-o cu ajutorul unui analizor spectral de la Signal Processing, VFM Measure Spectral, acesta. Să luăm liniar și în rest lăsăm ca atare. Va să zică semnalul de intrare. Și transformata sa Fourier rapidă, fast Fourier transform, care ne dă deci toată spectra de putere, de fapt, ne va da aici, că face rated mean square. Ok. Haideți să îl vedem. Și iată ce a apărut. Acesta este spectrul semnalului eșantionat. Nu știu dacă observați. Deci, avem o componentă la 500 de herți. Pentru că este o sinusoidă care are în spectru o singură componentă. Aceasta de 500 de herți, nu? Suntem pe sinusoidă. Dar, în jurul frecvenței de 5000 de herți, adică frecvența de eșantionare, mai avem două componente. Una la 5500 și una la 4500. Observați, deci avem o repetare a spectrului de aici, care are numai frecvența pozitivă, dar există și cea negativă, știți foarte bine. Deci cele două componente, cea pozitivă și cea negativă, au fost translatate la 5000 Hz, aici. De asemenea, se repetă spectrul respectiv și la 10.000 Hz, și la 15.000, și la 20.000, și așa mai departe, până la 50.000. Ce se observă? Că spectrele nu au toate aceeași amplitudine, ci amplitudinea lor este modulată de acel sinus cardinal. Iată, dacă aș lua o frecvență mai mică, să zicem de 2000 de herți, observați, s-ar vedea spectrele. Acum, spectrele sunt destul de... S-a făcut o autoscalare pe aici, pe X, și spectrele sunt destul de comprimate. Dar sunt două linii spectrale în fiecare, chiar dacă nu se vede. Ceea ce vreau să observați că spectrele de diverse ordine care se repetă au amplitudini variabile cu sin de x pe x.
în modul. Așa cum ne spunea teoria acei coeficient SK. Dar să revenim să vedem spectrele clare, nu ne mai preocupă acum amplitudinea diverselor spectre, ci forma lor. Ia să luăm o frecvență mai mare, să zicem de 10.000 de herți. Da. Deci, iată, spectrul de ordine 0 este aici și se repetă în semiplanul stâng, bineînțeles. Spectrul de ordine 1, 2, 3, 4 și așa mai departe. Nu se mai observă o variație suficient de mare, că variația ar fi pe undeva pe la 150-200.000 de herți și n-ajungem până acolo. Se observă totuși că ăsta este un pic mai mic decât celălalt, decât primul. Și iată spectrele acestea. Ia să luăm noi însă un alt semnal, să zicem un dreptunghi. Un dreptunghi, după cum știm, are un spectru de tipul 1 pe N. Cu cât frecvența armonic este mai mare, cu atât amplitudinea sa este mai mică. Deci, teoretic, ar fi ceva, o hiperbolă echilateră care scade. Asta e în spectrul de ordinul 0. Dar în spectrul de ordinul 1 avem de asemenea o hiperbolă echilateră în dreapta și una în stânga. Se vede că spectrele de ordinul 0 și de ordinul 1 se amestecă aici, în regiunea centrală. De ce? Pentru că nu sunt de bandă finită. Dreptunghiul are o bandă infinită. Și se observă o oarecare interferență aici. Asta s-ar micșora dacă mărim frecvența de eșantionare. Iată, dacă mărim la 20.000, se observă că în continuare el se amestecă, ele au tot bandă infinită, dar mai puțin. Observați contribuția. Iar dacă semnalul meu ar fi de bandă și mai limitată, cum ar fi, de exemplu, un semnal dreptunghiular. Dacă mai țineți minte, componentele spectrale aveau amplitudini de tipul 1 pe n pătrat. 1 pe n pătrat descrește mult mai rapid și hai să-l vedem. Uite triunghiul. Are un spectru care descrește foarte rapid. Acesta. După aceea începe spectrul de ordinul 1, spectrul de ordinul 2 și așa mai departe. Dacă mărim aici, o să observați un fenomen interesant. Dacă mărim asta, observați fenomenul. Apare spectrul 1, 2, 0, 1, 2, dar se limitează totul la 50.000. De ce se limitează la 50.000 spectru? Pentru că frecvența mea de eșantionare este de 100.000. Și condiția Shannon, pardon, condiția Nyquist pe care am văzut-o, ne spune că frecvența de eșantionare trebuie să fie de cel puțin două ori mai mare decât frecvența maximă din spectru. Și în acest caz, înseamnă că până la 50.000 poate să afișeze. Dacă i-aș da frecvența de eșantionare mai mare, să zicem 200.000, iată, ca prin farmec, apar și spectrele de ordin superior până la 100.000 de herți. Deci contează această frecvență de eșantionare foarte mult. Bun, dar nu ne trebuie chiar așa de multe. Vrem să vedem aspectele mai clar. Și iată, deci, cum putem să observăm spectre de diverse ordine? 0, 1, 2 și așa mai departe pentru diverse tipuri de semnale. Evident, pentru sinusoidă e cel mai ușor de îndeplinit condiția de separare între spectre, pentru că sinusoida nu are decât două componente spectrale, una pozitivă, una negativă, deci ușor de separat. Dar pentru altele, cum ar fi, de exemplu, dinții de fierăstrău, care are un spectru foarte, foarte bogat, nu ai ce face. Ele se combină în regiunea dintre două spectre consecutive. Cum am putea să evităm asta? Păi filtrăm, pur și simplu, înainte de eșantionare, filtrăm semnalul cu un filtru trece jos. Ar trebui, deci, să intercalăm între semnal, la ieșirea semnalului, un filtru trece jos care să ne taie frecvențele peste o anumită valoare. N-ar mai fi chiar triunghi. Dar ca inginer trebuie să gândim rațional. Doamne, vreau să fac o înregistrare audio de studio de înaltă calitate.
Deci va trebui să eșantionez semnalul meu audio, provenind de la instrumente audio și așa mai departe, cu o anumită frecvență. Da, dar s-ar putea ca pe acolo prin studio să mai fie și alte semnale audio de tip ultrasunete, de 25.000, de 35.000, știu eu, fluieră o lampă din aceasta cu comutație cu neon sau un tub catodic sau un aparat sau cine știe, poate că e vreun liliac prin zonă care poate să emită ultrasunete. Nu? Și atunci semnalul meu de intrare are o frecvență mult mai mare, de zeci de kiloherți. Dar oare mă interesează pe mine liliacul sau lampa și așa mai departe? Chiar vreau să eșantionez și așa ceva? Nu. Obligatoriu, înainte de eșantionare, voi pune un filtru trece jos care să-mi limiteze frecvența la, să zicem, 15.000 de herți. O valoare care este încă audibilă. Sau hai 20.000 de herți pentru cei mai pretențioși, nu? 20.000 de herți. Iar liliacul sau lampa cu neon sau mai știu eu ce, le las la o parte, nu mă interesează. Tai frecvențele respective. Adică folosesc numai ceea ce mă interesează din spectrul semnalului care va fi eșantionat. Bun. Și încă vreo două chestiuni. Deci, imaginați-vă că aș avea un filtru trece jos, atunci ăsta s-ar limita undeva aici și undeva aici și aș putea să separ spectrul de ordin 0 prin filtrare, nu? Deci să pun un filtru trece jos aici, care să înfiltreze, să-mi lase numai acest spectru de ordin 0 și să le înlăture pe toate celelalte. Ia să vedem, asta ar însemna că se reconstituie semnalul inițial, așa cum am văzut, prin înmulțirea spectrului semnalului eșantionat cu un filtru trece jos ideal, un filtru pi. Să încercăm chestia asta. Uite, facem așa. Voi cupla acest filtru aici. El va deveni un filtru de reconstrucție a semnalului și ar trebui să văd undeva pe acest wave chart 3, ar trebui să văd semnalul reconstituit. Ia să vedem ce rezultă. Păi iată ce a rezultat. Într-adevăr, punând acest filtru aici, s-a separat din întregul spectru, care era foarte larg, s-a separat numai spectrul de ordinul 0, iar semnalul care eșantionat arăta așa, iată că aproximează semnalul inițial, deci l-a reconstruit. Aproximarea este cu atât mai bună cu cât frecvența aceasta este a filtrului este mai apropiată de frecvența maximă din spectrul semnalului meu. Deci iată dacă o mai micșorez, observați, pe undeva se îmbunătățește porțiunea aceasta, dar se înrăutățește aceasta. De ce? Pentru că el filtrează prea abrupt acum și nu mai are suficiente armonici în spectru. Iar dacă merg și mai jos, la un moment dat va țipa. De ce? Iată. Trebuie îndeplinită următoarea condiție. Frecvența filtrului trebuie să fie cel puțin trebuie să fie mai mică sau egală decât frecvența de eșantionare spre a 2. Adică condiția lui Nyquist mi-o țipă el în acest moment. Da? Dom'le, deci ai grijă că trebuie să fie frecvența cutare de două ori mai mare decât frecvența maximă. Așa că va trebui să luăm o valoare rezonabilă pentru acest filtru. Și acum am văzut ce se întâmplă dacă micșorem frecvența aceasta pe porțiunea descrescătoare, care înseamnă spectru foarte larg, nu mai avem o reproductibilitate foarte bună a semnalului inițial, pentru că noi limităm puternic frecvențele superioare. Dar dacă creștem frecvența filtrului,
Se îmbunătățește aspectul vertical, însă, iată, din ce în ce mai bun aspectul vertical, însă la un moment dat încep să apară și frecvențele de eșantionare. Observați aici aceste porțiuni, care sunt de fapt frecvențe de eșantionare. Ia să le vedem. Ce înseamnă asta? Că filtrul nostru a început să pătrundă și în zona spectrului de ordinul 1 și să prindă câteva armonici de aici, din această zonă. Observați? Prinde și ceva de aici. Bun. Ia să vedem și pentru alte tipuri de semnale, de exemplu pentru semnal dreptunghiular. Iată cum arată semnalul eșantionat, iată cum arată spectru. Haideți să vedem mai multe spectre, să zicem la 10.000 sunt aceste spectre ale semnalului dreptunghiular. Se observă spectru 0, 1, 2, 3, urmăresc acel sinus cardinal, scade ușor amplitudinea diverselor spectre și filtrul de reconstrucție acesta trebuie să aibă o frecvență suficient de joasă ca să ne situăm aici, în zona spectrului de ordin 0, să nu pătrundă, cum este acum, în zona spectrului de ordin 1. Deci dacă micșorăm frecvența de tăiere a filtrului, treptat, el se apropie de dreptunghi. Aici se manifestă autoscalarea. Ia să-i scot eu autoscalarea. Pe Y. Da? Și iată că pe măsură ce micșorez frecvența, el se apropie din ce în ce mai mult de dreptunghi. Dar dacă o micșorez și mai mult, dreptunghiul începe să tindă spre sinusoidă. Observați? Pentru că nu mai prinde suficiente armonici. Suntem cu frecvența de tăiere undeva foarte jos aici. Ideal ar fi să fim între cele două. Deci, hai să zicem pe aici, pe undeva. Eu am 10.000 frecvența de eșantionare și sunt la 5.000. Nu este chiar ideal, dar în orice caz este o separație destul de bună. Bun. Păi cam asta voiam să vă arăt, ca să vedeți practic ce înseamnă formulele respective. Adică semnalul eșantionat are un spectru format prin repetarea semnalului inițial, decalat pe axa frecvențelor cu frecvența de eșantionare. Frecvența de eșantionare 1000, pardon, 10.000, avem un spectru la 10.000, la 20.000, la 30.000 și bineînțeles la minus 10.000, minus 20.000, dacă ar fi să luăm în considerație formulele, partea negativă a spectrului se manifestă într-adevăr, pentru că iată, este aici în spectrul de ordinul 1 în această zonă, de la 10.000 până la 5.000. La fel și în spectrul de ordinul 2, între 20.000 și 15.000. Este partea negativă, adică între 0 și minus 5.000, să zicem. Deci nu e teorie goală, ea chiar se manifestă. Însă, bineînțeles că nu are rost să o reprezentăm, nu? Pentru că ea se observă în spectrul rezultat.